Formația CS Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României după ce s-a impus ieri seară cu scorul de 6-5 pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin în sferturile de finale în fața echipei Dinamo București. După 120 de minute de joc efectiv, scorul a fost egal 0-0 și astfel s-a trecut la loviturile de departajare. Antrenorul Craiovei Gigi Mulțescu și-a felicitat elevii, iar despre arbitraj a spus că nu comentează. Eu am pe undeva educația așa mai, cum să vă spun eu, mai spartană, adică copiii nu se pupă în ziua, ci numai în somn. Eu îi învăț, eu nu vreau să mă iubească pe mine, să-și iubească familia, să-și iubească frații, prieteni, familie, să mă respecte. Pentru că eu vreau să-i aduc în formă bună la meci și să câștige meciul. Dar astăzi au arătat o trăsătură de caracter, pentru mine tot respectul și pentru ce au făcut astăzi eu îi fericit din inimă. Pentru că 10 oameni s-au mobilizat extraordinar, au scos nu știu de unde energie să anuleze omul în plus. În același timp, vis-a-vis de o echipă care are o posesie foarte bună, jucători tehnici și iuți, și să avem și ocazii de gol. Cred că am avut ocazii mai multe decât ei, 10 oameni. Asta e un lucru extraordinar. Pentru mine asta înseamnă foarte mult. Se poate construi ceva trainic și de valoare, sigur. Acum nu vorbe mari. Cu unele, dar e un fond foarte bun și asta este foarte bun. Caracterial e ok. Nu comentez niciun pic de arbitru, că mă strănesc, mă opresc. Nu comentez, că nu-mi dau voie conducătorii, pentru că se poate să se interpreteze cumva și să fim chemați la comisie, să privezi echipa de... Am pregătită de vreo două săptămâni o listă cu fazele din ultimele trei meciuri și să vedeți câte n-au fost penalizate și câte au fost atacuri violente și meritau roșii. Craiovenii au primit felicitări și de la Cosmin Contra. Acesta a declarat la finalul partidei că elevii săi au jucat bine în prima repriză, însă în cea de-a doua au pierdut contactul cu mingea, deși Craiova avea doar 10 oameni pe teren. Vreau să felicit echipa Universitatea Craiova pentru calificare. Până la urmă s-a calificat echipa mai bună, echipa care și-a dorit mai mult. Echipa care a știut să gestioneze omul minus, a știut să joace pe contraatac, când au rămas în 10 oameni. Am făcut o repriză bună din punctul meu de vedere, ceea ce am pregătit cu agresivitate în jumătatea adversă. Am reușit să ținem Craiova departe de poarta noastră. Am avut câteva ocazii, după care a doua repriză inexplicabil cu eliminarea lui Băluță, n-am mai reușit să gestionăm omul în plus, n-am știut să avem o posesie mai lungă, să jucăm dintr-o parte în alta, să avem răbdare, pentru că Craiova după omul minus s-au baricadat în jumătatea proprie și au așteptat contraatacurile. Le-am permis lucrul ăsta, ceea ce e inexplicabil la o echipă ca și la jucătorii pe care avem să jucăm de o asemenea manera cum am jucat în a doua repriză. După care am reușit să ajungem în minute de prelungire, am încercat să avem o posesie mai bună, să încercăm să ne creăm câteva ocazii de gol, după care echipa Craiova s-a calificat la penalturi, o loterie. Pe mine nu mă deranjează că nu ne-am calificat la penalturi, mă deranjează că am ajuns la penalturi. În urma meciului de seara trecută, Bucureștiul a rămas fără echipă în Cupa României.